De ceva vreme și parcarea din fața spitalului se taxează la fel ca multe alte spații de parcare din alte zone ale orașului. Reprezentanții administrației locale susțin că măsura n-ar trebui să deranjeze pe nimeni, taxa pentru parcare fiind una modică. Parcometrele nu sunt montate în ideea de a face profit cu ele sau de a câștiga primăria cine știe ce bani. Nu, ideea este să fie ordine. Deci peste tot unde s-au montat parcometri, sunt găsiți locuri de parcare și ziua și în timpul zilei când ne interesează de altfel. Și relativ apare, deci pentru nu mai sunt mașini parcate acolo cu zilele și așa mai departe. Deci peste tot unde s-au montat parcometri, asta a fost primul efect. De unde toată lumea la început spunea că vai de mine, orașul ăsta nu are parcări și nu sunt centri locuri de parcare. Uitați că dacă se pune o taxă modică, acum să fiu serios, taxa este modică, nu cred eu că este o sumă atât de mare. Cei care lasă mașinile în fața spitalului au păreri împărțite referitor la taxarea parcării. Odată ce mergi cu mașina, eu zic că ai bani și un leu de parcare. Puneți-vă într-o situație în care, nu dumneavoastră, cineva are urgență și nu are bani. Nu plătești parcarea și ai plecat. Simplu. Există riscul ca șoferii să fie amendați? O fi. Că aici, în fața spitalului, de obicei, când trag mașinile, nu prea plătesc și mai bine e fără plată. Dacă este aici, în spital, cu plată, aici ar fi trebuit fără plată. Na. Nu știu dacă este ok, dar trebuie să ne conformăm. Păi probabil va risca amendă, pentru că pe ei nu interesează. Poliția comunitară vine și amendează. Nu este ok, dar dacă nu plătim, ne trezim cu amendă. Și ce ar trebui să facă autoritățile locale ca să evite astfel de situații? Păi sunt modifici, nu mai pune măcar în fața spitalului, chiar dacă celelalte parcări sunt cuplate, dar măcar în fața spitalului să se scoată taxa. Și totuși, regula parcometrelor are și excepții. Cum rămâne cu șoferii care își transportă la spital rudele sau cunoscuții aflați în stare de urgență și uită sau nu au cu ce să-și plătească parcarea? Nu cred că nu o să găsiți înțelegere la poliția locală vis-a-vis de, pentru că cei care dau amenzi la poliția sunt cei de la poliția locală și nu cred că un caz de genul ăsta poliția locală îl va trata ca și cum ar fi... Deci nu cred că se va întâmpla treaba asta. În concluzie, autoritățile susțin că avem nevoie de parcometre pentru menținerea ordinii rutiere și că, oricum, taxele sunt modice. Totuși, dacă folosiți parcarea pentru o urgență, aveți două variante. Ori plătiți, ori apelați la înțelegerea poliției locale.